Naționaliberalii consideră că proiectul este unul foarte costisitor, iar ieșenii așteaptă realizarea altor investiții, cum ar fi reabilitarea infrastructurii de transport. Noi, grupul de consiliere al Partidului Național Liberal, nu vom susține acest proiect din următoarele motive. 1. Este foarte costisitor, 12 milioane de euro în condițiile în care avem alte obiective de investiții prioritare, respectiv investiția în tot ce înseamnă infrastructura de transport, parcuri. Considerăm că alte sunt prioritățile ieșenilor în momentul de față. În replică, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a vorbit despre necesitatea acestui proiect, susținând că este binevenit, având în vedere creșterea infracționalității în spațiul public. Am asistat în ultima perioadă și noastră vedeți foarte bine ca și noi ceilalți la o creștere alarmantă a infracționalității în spațiul public. Nu mă refer în mod neapărat la, eu știu, infracțiuni de natură penală, ci infracționalitatea într-o vedere mai de ansamblu. Poate chiar și chiulitul de la școală, poate chiar și, să spunem, anumite manifestări pe care tânăra generație le are ușor desprinse de o conduită și o etică normală, creștină, morală și altele. Creșterea alarmantă a numărului de accidente, unele dintre ele foarte grave. Distrugerile de bunuri care se resimt din ce în ce mai des în spațiu public asupra unor părți din mobilierul urban, asupra unor instituții chiar și multe alte lucruri care amintesc despre creșterea infracționalității. Reprezentanții PNL Iași mai acuză faptul că acest sistem de supraveghere este incompatibil cu legislația și recomandările Comisiei Europene de Justiție. Cu toate acestea, proiectul de hotărâre a trecut, iar durata de implementare va fi de 2 ani.